Am mai zis asta. Mm-hmm. Așa mi-a zis domnul Andrei. Andrei. Zis... E mai simplu. Andrei, că m-a luat valul, că... O zis că este așa superbă. Superbă că e o femeie... Superb, asta știm toți. Eu gândesc că este frumoasă. Frumoasă ești. Da, înspre frumoasă, că... Da, superba, superbă. Bine, tu zici ce a zis. O zis, băganea-ș chicioarele, că acum o enervat. Și bormă, asta, o luat beletul cu semnătura lui Soxo, ca să vadă soacră-sa, ca să o zboare din casă, pe asta, pe mimoza, bună. A, și pe urmă, da, brusc, o încep să plângă. De ce? Că ea nu se mută la asta bloc, fără piscină. Nu se mută. Vreau să știu de ce dracu îți bați joc de mine. Te-a chemat cineva aici pe cine? Ești o nesimțită care habar n-are câte sacrificii am făcut pentru familia asta. Aoleu, te-ai culcat cu toți? Măi, dă-i odată de crăp. Fii atentă. Lili a pus beletul în cameră la Ioana. Ce-i porcărie asta? Ce-i asta? Voi i-a spus-o să mintă. Voi, nenorocit-o. Tu, cu mintea ta aia diabolică, tu ai pus-o! Vrei să-mi distrugi viața? Vrei să-mi distrugi viața? Tu-mi distrugi mie viața! Te joci!